Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag, Zidana Uzacovna. Dragii mei prieteni, eu astăzi am făcut mărar, sau am pus mărar la marinat, ca eu să-l am pentru iarnă cu gust de vară. Într-așa mod, mărarul se păstrează foarte, foarte bine. Este o rețetă foarte ușoară, eu îl fac de mult, mult timp, de mulți ani de zile, ca eu la iarnă să am mărar din grădinuța mea, proaspăt, cu gust de mărar, nu cu chimicale, pentru cartofi, pentru plăcinte, pentru clătite, pentru carne, pentru pești, chiar și pentru salată. Este o rețetă foarte ușoară, vreau să vă arăt și astăzi. Deci, într-adevăr, ușor, repede, dar cel mai important că este biologic, că este din grădinuța mea. Eu iarna nu cumpăr mărar, fiindcă eu îl am pe meu din grădină și el este foarte gustos. Hai, dragii mei, să vă arăt o rețetă ușoară, bună și sănătoasă. Dragii mei prieteni, deci eu revin la rețetă. Eu ne-am strâns mărarul și eu îi culeg toate frunzele mele în felul următor. Da? Deci tulpina, aceasta este tulpina de la mărar. Dacă vreți, o faceți cu pastă. Într-o pastă o puneți înghețate, la înghețat în pliculețe sau în diferite sacoșe și ar fi bună pentru pastă cu usturoi sau cu altceva. Deci, mararul meu l-am spalat foarte bine, l-am adus în casă și cu siguranță de ce îl curăț ca să fac în felul următor. Ia uitați-vă, mararul din grădina mea, da? Îl fac tot pas cu pas. Deci, dragii mei prieteni, eu am curățat foarte bine mararul și eu am borcane de jumate de litru. Așa, eu deși pun micuți, fiindcă eu folosesc la o ciorbiță sau chiar la o salat sau la plăcinti cu marar și nu pun multă. Așa, și eu umplu toate borcanele mele cu marar proaspăt în felul următor. Numai atent, noi nu-l băgăm așa foarte tare, da? Dar noi lăsăm ca el să aibă puțin, puțin aer, că eu îi ton peste el borș acru. Eu am, dragii mei prieteni, borș acru de casă făcut de mine. Ia uitați-vă și borș de ce am eu. Borș acru făcut deci de mine. Eu pun într-o cratiță un litru de borș acru la fiert. Foarte corect. Până când se fierbe, eu ne umplu, deci, în borcanele mele sterilizate deja cu bicarbonat de sodiu spălate bine și ne pun, deci, mărarul meu. Așa, ia, n-ați vedeți că mărarul meu are astfel de... Ia, vedeți? Aestea eu nu le arunc, fiindcă ele sunt tinerele și ele sunt foarte bune, da? În felul următor, eu un borcan îmi bag așa marar, nu îl tixăm încă o dată ca să vă arăt, nu îl băgăm foarte tare. Așa, ia vedeți, așa că el să aibă aer întrânsul, așa ajunge. Deci dacă noi vrei să-l tixăști, n-ați să primească, poate și să muși găiască, dar noi îl punem așa, ia uitați-vă, între deci, degețelul meu, da? Și punem deoparte, așa procedăm cu toate borcanelele mele ca să intre mararul. Unii de voi se întreb, Zidana, dar de ce nu pui numai, deci, frunza de marar, dar pui și tulpenica. Mie tulpenica îmi place foarte mult, că ea are un gust diferit, are un gust puternic, chiar și în unele cazuri este mai puternic tulpenica lui, așa, ia câtă lui, ia, ia câtă lui, ca mararul. Și deci eu o pun și pe ea, da? Așa, deci eu umplu, deci, borcanele mele cu marar. Până când se fierbe, deci, borșorul meu. Curăță, l-am spălat cu apă curată. Așa, deci eu am umplut borcanelele mele, da? Dar la borș eu am spun o linguriță de sare de lămâie. Sare de lămâie. Dragii mei, prieteni, știu că cineva să mă întreb, Zidana, de ce nu lămâie? Fiindcă cu lămâie nini se îngălbinește, dar cu sarea de lămâie nu, el are o culoare așa verzuie ca finie, da? La un litru de borș acru, o linguriță de sare de lămâie, așa, amestec bine, dar borșul, încă o dată, el la mine trebuie să fiarbă, numai decât.
și am spun o lingură de sare, numai decât. Așa, eu am aici sare, sare grunjoasă, o lingură plină, la un litru, deci, de borș acru. Amestecăm bine pasteas și mai multe borcane, depinde cât tu ai spui în borcane. Și aștept, deci, să înfiarbă borșul meu. După ce înfierbe borșul meu, clocotind, eu ton borș peste borcan și îl închid hermetic. Puteți să folosiți și astfel de capaci cu vin, dar puteți le închideți cum le închid eu cu mașinuța magică. Deci este foarte, foarte ușor. Imediat fierbe și borșul. Dragii mei prieteni, și borșul meu deja a fiert, dar aici ne-am opărit numai decât capacile. Și eu îți vă explic de ce. Fiindcă noi nu putem spune capacile care sunt absolut noi-noiuțe din cutie, da? Fiindcă foarte des poate fi bacterii, da? Și de la asta noi stricăm toată producția. La orice borcan, ca să-i păstreze 100%, capacile trebuie să le opărești în apă fierbinte, orice capac care tu conservezi, deci toată producția ta. Și încă o dată vă menționez, nu băgăm foarte mult mărare, ia uitați-vă, deci ne între degețelul, ca noi scuprindem mărarul nostru cu borș și ca să nu îngălbinească. Deci, borșul meu deja fierbe, așa, și îl iau în felul următor și umplu borcanul. Așa, dragii mei, prin deseori multe persoane pun și cu oțet, dar cu borșul acru, el merge la supiț. Este foarte, foarte bun. Eu mai am astfel de rețetă chiar și pentru leuștean, chiar și pentru frunze de vie, da? Pentru sărmăluță. Deci am foarte multe rețete. Dacă este vorba, dacă este vorba de conservat foarte multe ierburi. Așa îl închidem foarte, foarte închis și îl păstrăm la borcan. Așa, dragii mei prieteni, facem și cu borcanele care eu am să le închid. Așa, ferbinte, da? Ferbinte. Și cu astfel de borcane, la fel, încet, pun peste ea borșorul acru. Așa, încet, zidana, sunt frici, foarte încet și atent. Cu dragoste, cu iubire, îți primește absolut tot. Așa, zidana. Uitați-vă că aproape, mi-a intrat un litru de borș la două borcane. Asta e foarte bine, dar știți de ce? Fiindcă eu nu am tixat, deci mărarul deloc nu l-am tixat. Adică l-am pus, dar nu să fie foarte tixat. Și eu am închid, deci, cu mașinuța mea magică, borcanul și deci aceasta este toată rețeta. Eu v-am arătat foarte bine cum se închide cu mașinuța mea magică. Foarte bine, eu am de mulți ani de zile. La ea trebuie să ai capaci speciale, care se vând la noi în Republica Moldova. Am auzit că în România ele nu se vând. Așa, eu am mai trămas deci din Republica Moldova la câteva prieteni din România. Eu folosesc foarte multe astfel de tipuri de capace. Așa, închid bine. Foarte bine, se aude o gălăjie. Așa, încet. Așa când faci mai multe lucruri odată, da? Deci s-a închis și am pus, deci, borcanul cu fața în jos, da? Și așa fac, am mai pus borș, iar fac din nou și îmi fac toate borcanele. Dragii mei prieteni, deci aceasta a fost rețeta mea foarte bună, sănătoasă, cu mărar în borș acru, da? Poți să-l iarna să-l scoți, deci să-l deschizi, pui și în brânzică, pui și în cartofi cu mărar, pui și în ciorbiță, pentru cei care nu iubesc uscat. Eu iubesc și uscat, dar cel mai bun ca să aibă un gust aromatic de vară, ca să nu se piardă gustul. Pentru mine este foarte important. Cu voi a fost prietena voastră Zidana, aveți grijă de voi și numai bine. Sănătate!